Astăzi, cei peste 120 de alegători din Sindicatul Liber Energia de la Complexul Energetic Rovinari și-au ales vicepreședinții pentru a completa biroul de conducere al sindicatului, constituit din președinte în persoana lui Constantin Mitrescu, președinte executiv, funcție ocupată de Marius Ursu și 5 vicepreședinți. Este conferința anuală extraordinară a sindicatului, în care, spre deosebire de celelalte conferințe, este o conferință de alegeri în care se aleg vicepreședinții sindicatului. Câți votanți sunt și câți candidați pentru câte posturi? Sunt 121 de delegați și care toți cu drept de vot, care vor vota 5 vicepreședinți din 10 că s-au înscris pe concurs. Sarcina aleșilor va fi una extrem de dificilă, având în vedere perioada de criză pe care sistemul minier o traversează. Sunt problemele care se ivesc, trebuie rezolvate și toate hotărârile care se iau în cadrul comitetului și hotărârile se iau în funcție de problemele oamenilor. Trebuie și rezolvate și toți care suntem aleși, care vor fi aleși în birou executiv ca vicepreședinți, trebuie să respecte aceste hotărâri pentru a rezolva problemele oamenilor, indiferent ce probleme sociale, salariale. Este o perioadă de criză care cred că este posibil orice, și în sistem energetic, cât și pe plan național. Sindicatul luptă pentru drepturile muncitorilor, pentru drepturile care s-au pierdut, care se vor câștiga pe parcursul anilor. Alegerile la sindicat au loc odată la 5 ani, iar începând cu acest an, sindicatele vor să prelungească perioada mandatului de la 4 la 5 ani.